Teatrul Municipal Baia Mare își deschide din nou porțile primul spectacol fiind programat pentru astăzi. Joi 6 septembrie de la ora 19 la Sala Studio are loc reprezentația cu spectacolul Prah de Spiro Giordi, regia Cătălin Mardale. Este o comedie amară în care protagoniștii piesei, după o viață plină de lipsuri, câștigă marele premiu la loterie. Numai că perspectivele îmbogățirii peste noapte îi aruncă pe cei doi soți într-un haos comunicațional și existențial, punându-se în lumină lupta personajelor cu temerile și angoasele lor. Prețul biletelor la spectacolele teatrului sunt 5 lei la secția Păpuși, 15 lei preț întreg și 10 lei preț redus pentru elevi, studenți și pensionari la secțiile dramă și revistă. Pentru noua stagiune, actorii Teatrului Băimărean promit și alte spectacole inedite.